vreau să aduc o cunoștință. Bine, la voia. Consilierilor prezenți, că l-am urmărit. Prezenți în sala de ședință 16 consilieri din 27. Sunt majoritatea consilierilor prezenți, așa că ședința poate să fie deliberativă. Înainte de a trece la alegerea președintelui ședinței, vreau să aduc la cunoștință consilierilor raionali despre faptul. Conform hotărârii Comisiei Electorale Centrale, numărul 2879 din 7 noiembrie 2019, a fost ridicat mandatul consilierului Mițcu Alexandru și a atribuit mandatul consilierului candidatului suplean, domnului Corubin Ion. Părere de rău, nu văd prezența domnului Corubin Ion. Am vrut să emanăm inclusiv și legitimația de mandat a Consiliului Raional. Respectiv, permisiunea dumneavoastră reieșim din faptul că la ședința de constituire n-a fost prezent domnul Todica Vasile. Vreau să emân mandatul de consilier, legitimația de Consiliul Raional, domnul Vasile Todica. Respectiv, înainte de a începe ședința Consiliului, este propunerea să onorăm grafelul. Mulțumim! Examina ordinea de zi și a trece la lucru nemijlocit, este necesar de a fi ales președintele ședinței. Ce propuneți să? Vita Vasile. Este propunerea domnului Todica Vasile. Ce propuneri mai sunt? La vot. Nu sunt. Cine e pentru? Ca ședința de azi să fie condusă de domnul Todica Vasile, propuneți votați. Împotrivă, abținuți, nu sunt unanim. Felicitări, domnul Todica. Respectiv, pentru în cazul în care domnul Vasile Todica nu va avea posibilitate să semneze deciziile, este necesar de a înainta o persoană în caz de imposibilitatea domnului Vasile să semneze deciziile. Ce propuneți să? Soltan Oleg. Este propunerea ca să fie Soltan Oleg. Mai sunt careva propuneri? Nu sunt. Cine e pentru ca domnul Soltan să fie stabilit ca persoană în cazul în care domnul Vasile nu va fi posibil să semneze decizii, pe poștă față. Mulțumim. Stimați consilieri, gospodin Dăpus, încă o dată, bună ziua. Azi e data de 11. Orele 14:10. Și în ordine de zi la dumneavoastră nu este, vă propunem următoarea ordine de zi. Da, trebuie secretariatul de ales. Și din câte persoane? Din trei persoane. Poftim. Nu vii persoane. Nu ați spus ce nu ați propun. Numiți. Doamna Cristina. Doamna Rusu. Ultimul opoziție. Cine? Tădișa. Prima poziție. Noi suntem în opoziție. Prima poziție. Domnul Izma. Domnul Izma. Domnul Izma. Și-o treia persoană, copil. I-am schimbat loc. Și domnul Grigore, secretarul. Și domnul Grigore. Da, sunt numai, da? Și-au fost propus consilierii domnul Rusu, domnul Izma și domnul Grigore. Altă propunere nu sunt. Cine pentru și secretariat și pe el ești din persoanele numite, poftim votând. Și îi întrebăm, cred că din secretariat, numărătorul. Totii. Totii. Nu mă greșesc, dar dacă vreți să mă votați, poftim. Vă greșesc, da. Voi să nu mă greșesc, mă puneți nici număr.
Vom știm, eu am propus pe domnul Isban ca numărător. Dar sunt alte propuneri. Eu scot. Eu tot. Eu nu văd de departe. Eu înseamnă că este alt propuneri, secretariatul să fie și numărătorii. Corect. Prezenții. Da, să vorbim. Bun, înseamnă că avem toată conducerea, creștem înspre propunerea ordinii de zi. Înseamnă astăzi propune pentru noi, ca să o discutăm, o întrebare la ordinii de zi. Ca, propun dispoziții de la 8 noiembrie 2019, au fost introduse în ordinea de zi de astăzi două întrebări, dar fiindcă una de cadru și la dispoziția, la, adică pentru a o discuta asta cu dumneavoastră, o pun numai o întrebare. Întrebarea spune în felul următor. Se convoacă astăzi dintr-o extraordinară Consiliul Raionat, data de 11 noiembrie 2011, la ora 14, în incinta Consiliului Raional, noi toți suntem prezenți. Întrebarea. Prima este cu privire la alegerea președintelui Raionului. Raportor? Aprobăm. Da, să aprobăm ordinea de zi. Cine pentru ce că... Asta-i tot, da? Asta-i ceva n-am înțeles. Care-i concret ordinea de zi? Domnule, dacă se poate să expunem și noi din partea fracțiunii Partidului Democrat, noi cunoștem dumneavoastră ați votat convocarea ședinței ca să fie joi. Mă interesează de ce s-a hotărât ca să fie luni, ne-am programat și noi pe luni alte activități. Și vă rugăm frumos la ordinea de zi să o puneți în discuție și faceți propuneri. Pot să dau răspuns. Domnul secretar, vă dai răspuns. Da, stimați consilieri, vreau să vă aduc la cunoștință că pe data de 7 a fost înaintat o cerere în primul articolul 45 a legii privind administrația publică locală privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional pentru data de 11 noiembrie, cu propunerea ca să fie introdus pe ordine de zi două întrebări, privind la alegerea președintelui raionului și privind la alegerea vicepreședinților raionului. Cererea a fost semnată de 11 consilieri raionali, respectiv din aici consiliente, președintele raionului a emis dispoziția numărul 114 de 8 noiembrie 2019 privind la convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Raionului. Ținând cont de prevederile legii privind administrația publică. Noi am înțeles din punct de vedere legal că se permite, dar adică ideea că voi ați propus pe joi, ați votat ședința să fie joi, noi ne-am programat fiecare de noi, care se duce pe secretari, care vin și vreau să ne pânești pe luni. Adică, momentul ăsta m-a interesat. Nu știți, voi, poate nu era aici. Okay. Nu era să zic, nu știți. Noi avem așa videocamere. Tot nu știu. Eu vreau. Nu v-am dat explicații la procedură respectivă. Legal, dar de punct de vedere omenesc, nu e legal. Da, ilegal. Ilegal, noi nu spunem că e încălcat legea. Noi venim de la Molovada, nu suntem de la Coșnița, să venim peste drumul acesta. Și că în fiecare mai avem serviciu de bază, în afară de aici. Domnul Dodic, poți să mergem zic într-o întrebare? Tot nu înțeleg, da? Da, poți. Cât întrebări să pe ordine de zi? În dispoziție spus două întrebări. Da, da. Dar în baza domnului... A fost propunerea la fracțiune ca a doilea întrebare să fie exclusă de pe ordine de zi. A doilea întrebare care? Care motivul? Consilierii decid. Consilierii, nu fracțiune. Și domnului fracțiune. Ei s-au pus, spunem, se votează ordinea de zi inițială sau cu modificările ulterioare. Așa să trebuie să puneți la votare. Dacă domnul ședinte așa de, dacă îl permiteți. Noi, cât vedeți că administrația și noi nu putem să venim și nu avem loc ședința voastră. Noi ne respect față de Consiliul Raional, că am venit până la Coșnița, a venit și asigurăm cu formă. Deci, noi suntem persoane și consilieri lucrativi care am dat niște promisiuni în campanie și în rest ne onorăm. Adică noi nu ținem de funcții și chestii. Vrem să facem un lucru nostru, adică vrem să conlucrăm, să fim colegi. Și chestia când vorbiți voi, că opoziția, chestii, și noi parlament, să fie opoziție sau altceva. Suntem împreună și mergem împreună. Da, puneți propunerile și poftim, potărâți-vă întrebările.
Bun. Nu, hotărâțele pe elicotări. Hai să suntem opoziție. Nu. Noi nu suntem în Parlament, suntem în Consiliul Rănal. Domnul, eu o întrebare simplă. Din ce cauză se pune pe ordine de zi o întrebare, dacă în dispoziție e două întrebări? Poate noi mergem pe două, pe ordine de zi. Băi, veniți propunerea de exclus sau... Da, dar să votăm în două întrebări și da. Ia și propuneri pentru domnul Izma spune să exclude mă doar întrebări. Da. Așa e procedural, ar fi pe ordine. Procedural, puneți la vot și exclude da. Pentru da, din ordine așa de zi. Bun. Înseamnă că la ordine de zi spun două întrebări. Prima întrebare, alegerea președintelui. Și a doilea întrebare, merge vorba despre alegerea vicepreședintelui. Care o pune prima, care o doilea? După ce poziție se face? Modificări. Cine pentru ordinea de zi propusă conform dispoziției, poftim, votăm. Cu două întrebări, da? Cu două întrebări. Da, cu unul trebuie. Hai, unde ridic, știu cu ei. Eu trebuie număr? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5. Nu, 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 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 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 Am o întrebare. Da. Eu așa înțeleg, dacă s-a convocat ședința, din cât? Din 12 ori 13. La propunerea câți consilieri? La 11. 11. Aici 11 consilieri au fost pe ordine zi de cât? De două întrebări, da? Am oia dumneavoastră sunteți împotrivă, că aici ceva nu înțeleg. Așa se Am votat ordine de zi. Eu am întrebare la colegii de PSRM. Inițial veniți convocat ședința. Propuneți ordinea de zi, alegerea președintelui, vicepreședintelui. Pe urmă veniți, hai să excludem. Hai să clarificați voi odată, noi nu pretindem la nic, la cum, să știți. Dar noi vrem să alergăm cu drumul în toată așa. Noi ne-am clarificat, vrem să vă propunem. De atât am exclus la doilea întrebare, ca pe urmă să vă propunem. Eu am exclus, dar stimați să fie. Noi intrăm în discuții și nu trebuie. Suntem cine sunt oameni serios, vila, știți. Voia să decizc să și bă când să fie să coasă de pe turnă zi. Unde ați decis? Voi veniți în faza Consiliului și propuneți. Domnul secretar, secretar, eu am aceeași rugăminte care am avut-o 4 ani de zile. Dați-ne nou, vă rog, pe suport de hârtie să avem actele la estamânt. Numai cine ne-ai spus că ați avut o nedemers din partea la 11 consilierii. După asta aflu cineva să scapă cu cuvântul că noi am decis în altă parte. Dați noi să facem oficial, dați-ne nouă pe hârtie, că astea sunt două întrebări. Noi pe astea le votăm, după asta voi pe a doua vă scoateți. Dar haideți să facem tătă după astea cum se face. Nimeni din colegii noștri nu a venit cu o propunere să fie scosă punctul 2. Nimeni. Doamne secretar, foarte corect, dumneavoastră, în proces verbal, scris cum scris dumneavoastră. Eu notez în proces verbal. Păi dar propunerea, la cine a venit să excludem? Dați-mi voie să vă dau explicații la întrebările care au apărut. Într-adevăr, pe ordine zi au fost propuse două întrebări, dar pentru ședința Consiliului de azi. Respectiv, în urma discuțiilor, în cadrul fracțiunii Partidului Socialist, fracțiunea a venit cu propunerea ca a doua întrebare să fie excusă de pe ordine de zi, din considerentul că oricum președintele raionului care va fi ales
va propune candidaturi la funcție de vicepreședinte, inclusiv și nomina, în număr de câte funcții de vicepreședinte. Tot președintele raionului vine cu propunerea respectivă. Din considerent, fiindcă nu este stabilit careva criterii de stabilire câte funcții de vicepreședinte, nominal, vicepreședinte, a fost propunerea să fie expusă întrebarea respectivă de pe ordinea de zi. Voi așa o să vă încălășiți. Noi avem stabilită organigrama, unde sunt doi vice. Voi astăzi nu puteți să-i modificați, să faceți 4, 5, 1 sau 1. Deci, să faci președintele raionului cu propunerea. Inclusiv și să modifică și respectiv și organigramă. Domnul secretar, dacă e posibil, repede, două secunde. Noi dacă auzăm propunerea de excludere, era ok, dar n-am auzit propunerea din partea fracțiunii. Eu propun să fie pus la votare în ordine de zi, cum spus singurul întrebare, privind alegerea președintelui raionului. O par venit și explicația la domnul secretar. După revenit propunerea de a pune la înședință pentru a examina astăzi numai o întrebare. Propunem la vot. Cine pentru de ce? În ce rezultat? Hai să revenim în cadrul legal din nou. Deci dumneavoastră ați propus două întrebări la ordine de zi. S-au votat de acum ordine de zi, dacă pe o întrebare... S-au votat dacă mergem pe o întrebare sau mergem pe două. E corect sau nu? Da. Nu ce am votat. S-au pus la vot ordine de zi cu două întrebări, care n-a trecut. Păi asta eu și-am spus. Respectiv, eu propun să fie votat ordine de zi cu singură întrebare. Corect. Eu de asta și-am vrut să spun. Noi am votat ordine de zi, care am votat-o cum s-a votat și acum dumneavoastră vreți să o modificați. Ia că revenim din nou la ceea ce trebuie de revenit. Prima propunere nu a trecut și noi revenim înapoi. Și noi punem la voi, corect. Dacă dați voie și la cadrul legal să amestec și alea că aici, așa înțeleg. Expoziție, două întrebări erau, da? Cum a trebuit dumneavoastră să expuneți la vot excluderea a doilea întrebări cu vicepreședinții în ordine de zi? Și votam ordine de zi, eu așa văd situația. S-a pus invers, se pune la vot ordinea de zi cu o întrebare, cu prima întrebare. Poftim cine pentru ca să examinăm astăzi prima întrebare cu privire la alegerea președintelui raionului, poftim votăm. Numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. Dar de unde? Cine s-a apărut? De unde 13? Ia s-a apărut de 13. Ia s-a apărut de 13. Ia s-a apărut de 13. Domnul Driga nu era când s-a început ordinele. Domnul președinte, de ajutor, sunteți un moșu și consilier socialist, corect? Și plus? 12 și cu 3 3. Isaac, nu? 12 și cu 3. Isaac, ies sau nu? Apoi noi 2 spun niște mulți. Apoi noi spunem 2 și ei 3. Cine s-a obținut? Poftim. 1, 2, 3, 4. 5. 5. 5. Eu împotrivă. Este întâlnit 12 cu 12. Păi 2 sau 3, cum a spus? 12. Slavă Bogu. Bun. Este aprobat Întrebarea
Domnule raportor, raportorul președintele consilierii regionale, dar noi v-am adus la cunoștință propunerea privire la înaintarea candidatului la funcția de președinte raionului Băstați față de dumneavoastră nou consilier. Sunt eu cum trebuie să fiu raportor acolo? Eu zic că Vasile este raportorul. Aici îmi zic normal, ar văzut cum fracțiune. Ce mai spune, președinte? Cum vă? Ia că vă aducem ucetem citei și sunt ca semnături. Noi ca consilier putem să dăm și noi primit la... Da, poate. Adică să trimit. Dați, da, votăm. Numai nu dați o... Votăm, votăm, da. Nu mai nu rog. Noi sunt consilieri regionali, în conformitate cu articolul 49 a legii privind administrația publică locală 436 din 2006, înaintăm candidatura domnului Filipa Grigori, consilier raional, la funcția de președinte a raionului Dubăsari, prin ce și semnăm. Grigorie, Sergei, Todica Vasile, Bătrâncea Vasile, Andreeva Raisa, Filipov Grigori, Botnar Valentina, Berzan Sergei, Rusu Cristina, Soltan Oleg, Turturica Ivan, Ion și Driga Stepan. Și câți? 11. Trebuie 3. Ia că am avut 5. 18. Dar așa întrebat, domnul președinte, dar persoana care se candidează, ei poate să-i scălească și ei pe gândesc? Eu pot să compun. Dar conform legii, noi avem dreptul două persoane ca să... Dar poveți 12, și unii. N-are sănătate de la... Noi n-am, noi am vrut de la care să fie dus să spune. A, bun. Nu apare de guvern, trebuie. Prin întrebarea dată, alegerea președintelui, este propunerea, ceea ce este propus conform listei date, să punem la vot. Domnul președinte așadieță, dați-l vrem, poate mai sunt propuneri, poate vrem să auzăm programul care noastră propune. Domnul Filipo vreți să ne spună ceva de candidatul la funcție. Cum a spus cel, mai sunt date propuneri? Eu mai am o oră. Deci dacă noi astăzi se votează domnul Filipo, da, noi în calitate de consilieri locale, regionale, mergem fiecare pe acasă și toți oamenii, păi, dar cine este, el e de cui, de unde, are copii, n-are copii, vin cu o solicitare, domnul Filipov, să ne faceți și nouă ceva, ca să ne faceți ca o într-o tușire sau Sibiu, cine sunteți, când v-ați născut, unde ați avut câteva, ca să știm și noi, Da, bine, mulțumesc. Atunci, rugăm ei. Mulțumesc, susțineți anume candidatura socialiștilor și dăm cuvântul lui Grigori Filipu. Poftim, Grigori. Te rog, mulțumesc. Sunt născut pe data 29 iunie 1956, zadă cu Fiena Ionă Râdniță. Am terminat terminarea 10 clasă, m-am învățat în, cum era înainte, socotul tehnicul prin Camica, la facultatea de agricultură. Am terminat universitatea în Moscova, în limba rusă, mai precis, sună felul următor, catavet biolog. Adică să are vedere legăturile cu animalele, ecologia, pescuitul. Din 78 activez până astăzi la Societatea Naturilor și Pescarilor, în raionul Băsari, cum în Transnistria, așa și în Moldova. Mă, cred că raionul a fost împărțit în două părți, eu am fost ales președinte și acolo, și acolo. În timpul de față, sunt președintele la organizația teritorială, Partidul Socialist. Iar pe scurt, biografia mea de lucru. Doamne Filipu, dacă spateți la coșul o întrebare ca consilier raional, înțeleg, dumneavoastră vreți să ne convingeți acum ca să votăm candidatura asta întreaga fracțiune. De mine, de exemplu, personal, alegătorii care reprezint eu, nu mă interesează biografia. Mă interesează ce scop aveți dumneavoastră, cum vreți dezvoltați raionul, care sunt toate angajamentele care dumneavoastră le asumați,
Simplu, suntem dispuși și nu să votăm, poate. Eu cred că te propun un test și o să fie înaintat de consilieri și local și regional, n-are importanță de la și fracțiune să fie, eu cred că o să fie discutate împreună și o să fie luate decizii corecte, ca tot ce și o să fie propusă, cum căuta tot surțele ca să fie împlinite. Pot și pot promite astăzi. Da, așa o întrebare. Cât de complicat a fost că noi suntem 5 consilieri, ieri puteți 5 să ne puneți în, câte unul în fiecare comisie? Noi, întrebarea asta am discutat-o, da. Nu eu am luat decizie. Nu, nu, eu, nu, nu, eu vă spun. Da. Și noi când am luat la discutare, care ne-am uitat așa în sală și de la democrat nu era nici unul ca să propună, ori să-și are el între aceea, ori între aceea, la comisie. Noi am vorbit de secretarul. Da. Dacă îmi dați voi, eu cred că dacă o să lucrăm normal împreună test, noi vreau să facem unele modificări, unele schimbări pe aceste comisii. Noi, într-adevăr, avem 5 consilieri anual în 27. Noi aici am zis că o lucrăm. Noi nu pretindem la mult chestia asta. Noi am luat șoblit, m-am zis astăzi. Azi vedeți că alții nu, da? Ce facem? Îi punem în altă comisie. Domnul secretar, noi am vorbit și am spus clar, puneți fiecare, din 5 câte unul indiferent, cine fiecare comisie, ca zicem care e situația. Dar voi ne-ați spus puteți într-o comisie și nu știu cum nu pedepsiți, scrie într-o poziție. Noi suntem dispus concret, noi suntem dispus chiar să susținem, dar noi, ați facțiunea Partidului Democrat, noi o să ne abținem de la votarea candidaturii și între voi, din motiv dumneavoastră, când admit propunerea, trebuie mai ca să ne grămădiți, discutați cu noi. Voi ați refuzat, discutați cu noi. Și acum mai cereți vot. În timp de o lună de zi. Deci decizia noastră o să fie ca să ne abținem. Vă spunem de asta. Și motivul vă spun, nu că suntem destructivi, împotrivă și chestii. Logic, din Draiota să n-ai Partidul Socialismului. Eu am avut cel mai scor la alegeri locale. Logic, noi susținem ideea. Dar din motiv de noastră ne-ați pus în opoziție și de trecută, noi azi să ne abținem. Vă mulțumesc. Oricum, eu vreau să poate mai revedem niște lucruri referitor dacă am ajuns la alegerea președintelui. Și noi, fracțiunea Partidului Democrat, într-adevăr, solidar, vedem că logic, cum a spus și domnul Vlad, este Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor să înainteze la funcția de președinte a raionului de Băsari. Dar, luând în vedere că ne-ați luat prin surprindere, în primul rând, că nu este acum prezent aici, ținând cont de faptul că dumneavoastră nu ați vorbit nimic absolut despre lucrurile astea cu noi, cu aici 5 băieți care facem parte din Partidul Democrat, eu totuși aș cere ca noi să luăm o pauză de 10-15 minute și să discutăm. De ce nu? Pentru că noi suntem gata să colaborăm în interesul raionului și în interesul, cum s-a menționat și aici, în interesul oamenilor care ne-au votat. Suntem obligați, suntem responsabili pentru a face lucrurile. Deci nu punem categoric astăzi, ținem cont de ceea ce a spus domnul Vlad, ținem cont de toate propunerile, dar totuși ar fi logic ca noi să ne luăm o pauză de vreo 10-15 minute și să discutăm. Domnul Drăgă, socialiști, da? Eu ce ar răspund? Că ar fi corect și logic, cum spune domnul Ivan, că într-adevăr, fracțiunea socialiștilor are 12 mandate din 27. Nu, corect, zicem că în fracțiunea socialiștilor sunt mai multe candidaturi care pot conduce raionul Băsari. Dar cel mai corect este că domnul Filipov a organizat echipa, a dus lucrul la alegeri și a făcut tot lucrul ca echipa să aibă 12 mandate. De aceea, el a fost propus din partea fracțiunii socialiștilor și eu socot că asta ar fi corect. Dar eu socot totuși că noi, fracțiunea nu a dus lucrul până la capăt, că trebuie numai decât să ducă. Dacă s-a vorbit fracțiunea acum, trebuie să vorbească fracțiunea democrată, să vorbească toți fiecare parte. Și de atâta eu susțin propunerea lui domnul Tudor, să facem mai o pauză de jumătate de oră,
discutăm, ne mai ședem, doamnele se duc la lucru, nu și aduc, se pierd timpul, lucru merge de el, șed aici și ne ascult pe noi. Noi rămânem aici specialiști, aici pe loc și voi. Da, nu, dar vedeți, sunteți la lucru, nu sunteți aici. Dar ședința ne mergăție. Bine, mă înțeleg ședința, dar noi nu o vrem cu oameni. Hai să luăm. Nu, eu cred că care ne sunt. Nu, 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 Poftim, cine încât și propunem aia? Dar nu, e făcut pauză pe... Haideți să vedem dacă se dă, draga fracțiunea voastră, dacă e de acord. Facem pauză și pune la vot. Jumate de oră. Da, dacă și nimeni pentru de ce, facem o pauză de 25 de minute, poftim, votăm. Cine? Președintele ședinței, hai vă rog cum o să întrebări asta la tine. Bun, înseamnă, stimați consilieri, conform ordinii de zi, noi punem la vot întrebarea care ne-am pus-o pentru examinare, alegerea președintelui. Consiliul Raional Dubasar. Cine pentru obiceie să alegem președintele care noi l-am numit prin propunerea noastră a Partidului Socialiștilor? Cem? Punem la vot. Poftim. Punem la vot. Cine pentru ca domnul Filippo Grigore să fie președintele, ales președintele Consiliului Raional Dubasar? Poftim, votăm. Numărătoriu. 12 pentru. 12 pentru. Cine împotrivă? Poftim, votăm. Cine s-a abținut? 5 s-a abținut. Stimați consilieri, ordinea de zi a ședinței este discutată. Președintele Raionului Dubasare astăzi la ședință nu a fost votată și trecem pe data de ieșire. Următarea. Stabilim astăzi. Da, da, da. La ședința de dat. Maxim pe la urmă. Stimați consilieri, la ședința de dat trecută a fost propunerea ca să fie stabilit ședința pentru data de 17. Da? Joi, pentru data de 14, la orele 11, dacă nu greșesc. Data de 14, la orele 14. Este propunerea să fie menținută această propunere. Termen de 8 zile. Următoarea încercare să pune în termen de 8 zile. Nu mai mult de 8. Băi, asta știu tot, dar nu știu. Bun, domnule. Mai sunt întrebări pe ei. Poftim și explicații. Poftim, domnule. Da, noi propunem pe data de 8, cred așa. 8 și cântică, nu? Da. La oara? Oara 2. A fost propus prima propunere, a fost pe data de 14 la ora 2. Poftim, cine pentru ce pe data de 14 la ora 2 să aibă loc ședința viitoare? Da, poftim, care eu vreau să aduc aminte că domnul candidat Filippo a spus ca să lucreze cu toți consilierii. Eu aș vrea să luați chiar acum în vedere propunerea fracțiunii Partidul Democrat ca să subțineți data de 18. Care eu am luat în vedere că nu și-a ales. Bun, bine și
Prima propunere. Pune la vot. Poftim, mă rog, pe data de 14. Numărați. Irie. Numără. Leușa 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. 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 Mulțumim, Corin Vizei este discutată. Dacă dați voi două secunde. Am închis ședința, după poftim, după și... Două secunde.